M-am maturizat pentru că toată viața, de când eram foarte, foarte mică, mă amintesc că, probabil, dacă mă amintesc de când eram foarte mică, probabil că aveam uh, 5 ani, că de atunci ne amintim cel mai mult. Uh, uh, cred că m-am maturizat pentru că mi-am dat seama de foarte mică că oamenii sunt nefericiți și toată viața mea am încercat să-i protejez pe cei nefericiți și să-i ajut să fie fericiți. Protejându-i de lucrurile uh, pe care le observam eu că uh, cumva îi fac nefericiți. Eram uh, un fel de gardian al fericirii, ceva de genul da, ăsta. Da, da. Și m-am maturizat foarte devreme pentru că eu, de foarte devreme, am început să mă lupt și nu e bine, cred eu. Că, în general, se spune, bă, tu nu poți să faci bine cu forța, nimănui, fiecare trebuie să-și facă uh, bine. Sieș. Dar întotdeauna m-am ocupat cu asta. Asta a fost jobul meu. Jobul meu de viață este uh, să ofer fericire celorlalți uh, pentru că am senzația că, uh, că de fapt ăsta e secretul, nu știu, și că oamenii uh, n-au nici curajul să fie fericiți și atunci eu sunt cumva ca un fel de cupidon al curajului în jurul tuturor, Uh, și pentru că știți ce se întâmplă Oamenii au nevoie de încurajare Și de, de sprijinul ăsta necondiționat Care înseamnă În primul rând să-l accesi pe celălalt așa cum e Și să-l ajuți așa cum ar vrea el să trăiască Nu cum crezi tu că e bine Pentru exact, el exact. Gen. Și atunci uh, foarte rar se întâmplă asta Pentru că asta înseamnă Să, uh, să trăiești uh, Fără ego da? Să-ți dai ego la o parte brav. Ca să poți să uh, fii deschis către celălalt Și să-l accepti Fix așa cum este. Pentru că oamenii, dacă vor fi acceptați fix așa cum sunt, fix așa cum sunt, toată lumea va fi fericită. Pentru că ăsta e echilibru, iubirea. Adică, cred că de asta.